Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delici. Numele meu este Emil Bogdan și astăzi vom găti împreună o plăcintă românească de post, sau cum îi mai spun armânii, plățintă. Această rețetă este pentru un vas de ghena de 22 cm cu 30 de cm și adâncimea de 5 cm. Dragii mei, primul pas este să punem făina într-un bol. Și să adăugăm sarea. Și amestecăm ca aceasta să se distribuie uniform în aluat. Facem un loc în mijloc în acest fel. Următorul pas este să punem la fiert apa. În momentul în care apa fierbe, începem și punem puțin câte puțin ca la maioneză în locul făcut în făină și amestecăm cu două furculițe în acest fel. După aceasta, încingem uleiul până la punctul de fierbere, dar nu îl ardem. Adăugăm peste compoziție și amestecăm. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din colțul din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Adăugăm zahărul, zahărul vanilat, esența de vanilie și stafidele și amestecăm. Următorul pas este să adăugăm compoziția într-un vas. O nivelăm. După care o tăiem pentru că la final nu vom mai putea pentru că se va sfărâma. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 40-50 de minute. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați abonare și like pentru a fi alături de noi în realizarea mai multor rețete. La revedere, bucur!